Cancerul. Cancerul este boala lumii în care trăim noi acum. Din păcate, cancerul nu are vârstă sau nu alege vârsta la care să se instaleze într-un om. Tocmai de aceea, cred că trebuie să fim atenți cu noi și cu cei de lângă noi. Să fim atenți la toate manifestările pe care le au. Să nu mai avem tendința asta, mă doare capul, să iau ceva de cap, că o să-mi treacă. Nu, pentru toate lucrurile ar trebui să mergem la doctor. Iar cei care au sau au avut în familie suferinți de cancer, știu că boala este una extrem de dură și că nu te iartă. Și ar trebui să meargă și să-și facă controle. Nu știu, mă refer aici, de exemplu, la femei care ar putea să meargă și să-și facă o mamografie după 40 de ani, este absolut obligatoriu. Până la 40 de ani, o radiografie o dată pe an nu te afectează cu absolut nimic. Chiar și fetițele ar trebui, nu știu, ca mamele să se uite atent la ele și să le întrebe, să discute și să le explice despre această maladie, pentru că îmi spuneam că cancerul nu iartă pe nimeni de la 0 până la 100 de ani. Important e să mergem la doctor și să fim stăpâni pe viața noastră și să discutăm cinstit și deschis cu medicul, să vedem care sunt opțiunile noastre. Dar mai cu seamă, ca medicul să poată să ne ofere niște opțiuni, noi trebuie să luăm din timp, din pripă, hățurile problemei și să mergem și să vedem dacă se poate face ceva. Nu vă gândiți că o stare din asta de letargie care se prelungește câteva zile la rând este un semn bun pentru organism. Practic, orice simptom poate să inducă, nu știu, o astfel de suferință. Gândiți-vă că mediul înconjurător, stresul, faptul că luăm medicamente după ureche, nu ne ajută absolut deloc, ba din contră. Ar putea să îngreuneze toate lucrurile astea și ar putea să îngreuneze sarcina medicilor. Medicii ne pot ajuta, dar doar dacă noi suntem suficient de cinstiți cu noi și cu viața noastră, să trecem peste teme și să mergem să ne căutăm de toate cele. Pentru că e și o vorbă, o minte sănătoasă să trăiască într-un corp sănătos. Și atunci toată lumea e mai fericită și mai împlinită.